Stimați credincioși, am pe inimă să citim din cuvântul Domnului câteva versete din Psalmul 46. Aceste versete vor sta la baza mesajului pe care vi-l voi împărtăși. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Citesc și versetul 10 și 11. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Așa cum spuneam și în deschiderea acestei slujbe, e neobișnuit ca în această dimineață să nu fim prezenți împreună fizic, în casa de închinare, în casa de rugăciune. Nu mi-aduc aminte, în cei peste 24 de ani, de când slujesc în Biserica Emanuel, să fi fost oprită vreodată întâlnirea, părtășia publică a credincioșilor. Desigur că împrejurarea aceasta în care ne găsim, pandemia de coronavirus, justifică aceste măsuri. Ca biserică suntem chemați să le recunoaștem înțelepciunea și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru oameni, pentru lume. Adevărul e că în urmă cu 2 săptămâni, foarte puțini dintre noi bănuiau că nu vor trece nici 2 săptămâni și se va întâmpla ce s-a întâmplat. În urmă cu 2 săptămâni totul părea normal. Pe data de 8 martie noi am avut evanghelizare aici în biserică. Am fost prezenți în casa de rugăciune poate peste 600 de oameni. Într-o atmosferă generală de bunăvoie și de optimism și de încredere. E adevărat că în atmosferă plutea o tensiune, o teamă, care iată că s-a confirmat. Lumea este foarte, foarte îngrijorată. Pe la începutul lunii ianuarie, când s-a anunțat pentru prima dată în presă despre apariția acestui virus ucigaș care a apărut în China, încă de pe atunci am simțit în duhul meu că problema aceasta va ajunge și la noi. Dacă vă aduceți aminte, spuneam atunci să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem protecția și să nu facem greșeala de a aștepta ca necazul să ajungă pe ulița noastră pentru ca abia apoi să începem să ne rugăm. Chiar dacă n-a ajuns încă în orașul nostru, deși poate că noi nu știm, necazul este prezent și în România. După 2 luni, trăim o criză teribilă. Am fost în zilele acestea în oraș, stat de vorbă cu mulți oameni, la telefon mai cu seamă, foarte puțin cu care m-am întâlnit fizic, și am văzut îngrijorarea oamenilor. Azi dimineață am uitat pe statistici, nu e nicio noutate pentru nimeni. Peste 310.000 de oameni infectați, dintre care au murit aproape 13.100. Numai ieri în Italia au murit 793 de oameni. Se pare că problema aceasta este o problemă care trebuie luată foarte în serios. Au fost declarate stări de urgență. Stau să îmi închipui ce altceva ar fi putut apărea în lume deodată,
care se provoace atât de multe schimbări la nivel internațional. Ce ar fi putut convinge guvernele din Uniunea Europeană să renunțe la ideea de spațiu Schengen și să pună granițe? Să nu mai lase oamenii să treacă dintr-o țară în alta. Stimați credincioși, aceste vremuri sunt vremuri dramatice. Ce ar fi putut determina Statele Unite, Europa, să înghețe călătoriile, să blocheze călătoriile? Și ce e ciudat? E ciudat că la nivelul Uniunii Europene lipsește solidaritatea. Țările nu se ajută între ele. S-au blocat fiecare autoprotejându-se. Și de asemenea foarte ciudat și în același timp încurajator, mi se pare, să aud că Rusia, China au decis să ajute Italia. E bine când oamenii se solidarizează. Adevărul e că problema aceasta este numai problema noastră a oamenilor. Ieri m-am uitat la un cais care înflorea. Nu are nicio treabă cu asta. Gâzele își văd de drumul lor, firul de iarbă încolțește, primăvara vine, niște rândunici erau undeva pe o creangă, ciripeau. În lumea ei, creația lui Dumnezeu își vede de drumul ei. Creatorul, stăpânul, are ceva cu noi oamenii și vrea să ne spună ceva. Vrea să ne transmită un mesaj. Cred că aici este semnificația. Ce ar trebui să facem noi ca creștini? Ce atitudine ar trebui să avem în situația în care ne găsim? Cum ar trebui să privim noi creștinii această pandemie? M-am gândit, am cugetat, m-am rugat și am pe inimă să vă împărtășesc câteva gânduri ca răspuns la aceste întrebări. Cu privire la atitudinea pe care ar trebui să o avem, opinia mea, demnul meu, este să fim caracterizați de realism și în același timp de echilibru, de optimism. Putem avea atitudinea de frică, de panică, de fatalism, să vedem că toate se destramă, să intrăm în panică și efectiv să ne pierdem inima. N-ar sta bine unor oameni cu frică de Dumnezeu să aibă această atitudine, sub nicio formă. Cuvântul Domnului ne învață să nu ne temem, ne învață să avem credință în Dumnezeu, să avem credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă oamenii născuți din nou, dacă oamenii care l-au pe Dumnezeu ca tată, nu arată optimism în aceste zile, nu arată echilibru în aceste zile, nu rezistă atacului de frică, de panică, atunci întreb cine va mai sta în picioare. O altă atitudine pe care am putea o avea este atitudinea de ignoranță, de teribilism, de idealism, atitudine pe care o văd la unii dintre semenii noștri. Nu e niciun fel de problemă. E o făcătură. La mijloc e teoria conspirației. Nu știu cine vrea, nu știu ce. Eu nu mă pot îmbolnăvi. Sunt prea tânăr ca de mine să se lege boala aceasta sau dacă se va lega, mă voi vindeca. Am găsit această atitudine. Ba unii, în ignoranța lor, sfidează orice regulă de igienă și de precauție, considerându-se invincibili. Această atitudine, culmea, justificată de unii oameni mai înguști la minte, la înțelegere, e justificată ca spiritualitate. Domnul Iisus ne-a învățat că nu trebuie să sărim de pe strașina unui templu cu așteptarea că ne va prinde Dumnezeu în brațe, că s-ar putea să sărim în gol. Cred că nici atitudinea de frică și nici ignoranța n-ar trebui să ne caracterizeze, ci mai degrabă, cum spuneam,
realismul și echilibrul. Realism, pe de o parte, prin conștientizarea deplină a dimensiunii problemei, a implicațiilor ei, a riscului, a pericolului care există, și pe de altă parte, acest realism să fie echilibrat de credința în Dumnezeu, în ajutorul Lui. Dumnezeu care cu siguranță ne va ocroti, numele Lui să fie binecuvântat. Iar dacă va alege să trecem prin această încercare, știe Dumnezeu unde să ne găsească pe fiecare. De acest lucru nu ne îngrijorăm și nici nu ne temem. Creștinii cred în viața veșnică. Cum ar trebui să înțelegem oare această pandemie? Ce ar trebui să facem? V-aș sugera, stimați credincioși, în mod deosebit în Biserica Emanuel, să reflectăm la câteva lucruri practice. În primul rând, vă chem să avem credință în Dumnezeu. Dacă cineva spune că a avea credință în Dumnezeu nu e ceva practic, n-a înțeles ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Razmul pe care oamenii îl pot avea în aceste vremuri de încercare, de criză, este credința în Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului este scris, Psalmul 46, versetul 10 și 11. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Nu trebuie să uităm, stimați credincioși, că Dumnezeu nu a abandonat această lume. El se găsește în legământ cu ea. Iisus Hristos s-a întrupat, a murit și a înviat pentru omenire. N-a abandonat lumea. Dumnezeu este suveran și peste urgiile care se abat asupra noastră. În cuvântul Domnului este scris că Dumnezeu, în suveranitatea sa, hotărăște vremurile și împrejurările. În Daniel, capitolul 4, cu versetul 17, este scris: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Ca în Psalmul 24 cu versetul 1, cuvântul Domnului se spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Psalmul 22 cu versetul 28: căci a Domnului este împărăția, el stăpânește peste neamuri. E limpede că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este la cârmă. Nenorocirea aceasta nu este în afara prezenței lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că ea nu originează în voia ideală a lui Dumnezeu. După cum citim în Sfânta Scriptură, în ordinea veacului nou a împărăției lui Dumnezeu, care se va arăta în lumea de apoi, suferința n-are loc, epidemiile n-au loc, moartea n-are loc. În ordinea prezentă a lumii, boala, suferința, este consecință a păcatului nostru. Eu sunt convins că Dumnezeu, subliniez, a permis această nenorocire din cauza păcatelor în care omenirea trăiește. Sunt convins asupra acestui lucru. Nu este voia lui Dumnezeu. Nu e planul lui Dumnezeu. Nu e opera lui Dumnezeu, ci este permisiunea lui Dumnezeu. Imaginați-vă, vă rog, că s-ar porni de undeva un viitor. Viitorul aceea se pornește, o pornește, cine o pornește? Îi dă drum, alimentează viitorul aceea cu tot felul de reziduri, mizerii, ea crește. Dar cineva se așează în vad și ridică un baraj. Ridică barajul și ridică barajul. Cei care sunt protejați de barajul acela urcă în aval, urcă în amunte
și provoacă mai departe viitura. Iar cei care îi protejează pe ei și casele lor ridică mai departe barajul. În timp ce cel ce protejează întărește și ridică barajul, cei protejați alimentează viitura și îl bagiocoresc pe cel care îi protejează. Și asta se întâmplă lună după lună, an după an, an după an. Într-o zi, protectorul decide să renunțe la baraj. Ca oamenii să vadă ce au făcut. Să fie puși în fața consecințelor alegerilor lor. Nici măcar nu distruge barajul. Efectiv, lasă lucrurile să meargă fără să mai intervină. Prin voia permisivă a lui Dumnezeu, înțeleg asta. Efectiv, decide să ne lase de capul nostru. N-a făcut el asta. Vine din păcatele noastre, doar și-a tras o clipă mâna, ca să vadă unde ne ducem, ca să vedem unde ne ducem. Acest lucru s-a întâmplat din cauza păcatelor noastre. Dumnezeu a permis această nenorocire, cum spuneam, din pricina păcatelor omenirii. Nu trebuie să uităm, stimați credincioși, că societatea omenească l-a negat pe Dumnezeu. Au stricat legile lui Dumnezeu. Au numit rău bine și binele rău. L-au batjocorit pe Creator. S-au secularizat, s-a ateizat. Ne-am socotit stăpâni pe lumea aceasta, Dumnezei în lumea aceasta. Oamenii au spus că se descurcă fără Dumnezeu. Și Domnul a spus, să vedem cât și până unde. Ceva invizibil ochiului, un virus, nu poate fi văzut, nu poate fi auzit, n-are miros, tăcut se mișcă printre oameni și a îngenunchiat guvernele lumii, sistemele medicale ale lumii, toți banii lumii. Iar dacă cineva crede că poate să controleze aceste lucruri și să le folosească pentru a restructura societatea, se înșală. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Când va vrea, va pune stăvilarul la loc. Și eu cred că timpul acela poate fi scurtat dacă poporul lui Dumnezeu se roagă, mijlocește, dacă se întoarce cu fața înspre Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Așadar, primul lucru pe care suntem chemați să îl facem în această vreme este să avem credință în Dumnezeu, care controlează lucrurile și care prin voia sa permisivă a îngăduit să nu mai stea ca un zid de apărare în fața valului de nelegiuire pe care l-am provocat. A decis să vedem consecințele. Apoi, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem în acest context este să ne punem viața în rânduială. Eu cred că este o vreme a cercetării, o vreme rânduită de Dumnezeu pentru omenire. În perioada aceasta, în vremea aceasta, putem să avem două perspective. Putem să trecem în grupul celor care pun totul pe seama întâmplării, pe seama evoluției, putem ignora aceste semne, putem continua să trăim mai departe în păcat, putem să ne înrăim și mai mult, să ne răzvrătim și mai mult, să hulim pe Dumnezeu, să-L bagiocorim. Cuvântul Domnului profețește despre această atitudine care va fi generalizată în vremea de pe urmă. În cartea Apocalipsa, în capitolul 9, versetul 18, versetul 21, ni se spune că în urma unor urgii care au fost prorocite, pasajele acestea din Scriptură n-au fost încă împlinite. Deși probabil că și cu siguranță în istoria omenirii au mai fost pandemii. Una dintre ele, ciuma neagră sau bubonică, așa cum s-a mai numit, a secerat aproape o treime din populația lumii.
Dar să ne uităm la acest text. Iată ce este prorocit că se va întâmpla în vreme de pe urmă. După ce în urma unor urgii, Cuvântul Domnului spune, a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de foc, de fum și de pucioasă, care ieșeau din gura lor, îngeri aducători de judecată. Auziți ce au făcut oamenii care au rămas, cele două treimi. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Mai departe, Cuvântul Domnului spune, apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora în cer învăluit cu un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Capitolul 16, versetul 7 la versetul 12. Ascultați. Și am auzit altarul zicând, da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte, adevărate sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat putirul lui peste soare și soarelui s-a dat să dogorească pe oameni ca foc cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și auziți reacția. Și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. A urmat al cincilea. A vărsat putirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită din tuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Reacția. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor și nu s-au pocăit de faptele lor. Iată o reacție. Din nefericire, constat această reacție prezentă și printre semenii noștri. În loc ca oamenii să cugete la faptele lor, la păcatele lor, să se îndrepte, să se întoarcă la Dumnezeu, îl bagiocoresc pe Dumnezeu, îi holesc numele. O a doua atitudine pe care trebuie să o avem, de prima trebuie să ne ferim, este aceea de întoarcere la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne îndeamnă să ne smerim, să ne rugăm, să dăm lui Dumnezeu slavă. V-aș îndemna, stimați ascultători, să cucetați la relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Poate că această pandemie ne-a sensibilizat și ne-a trezit mai mult. Adevărul e că nu trebuie să vină coronavirusul ca să plecăm din lumea aceasta. E suficient un accident de circulație. O altă îmbolnăvire. Oamenii au murit și până acum, nu numai de acum înainte. Vă îndemn să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Cine nu s-a botezat în apă, să se boteze în apă, să se întoarcă la Dumnezeu. Iar aceia dintre noi, a căror viață este afectată de cele rele, de păcate, sunt îndemnați să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima, să pună hotar, capăt vieții trăite departe de Dumnezeu și să ne reînnoim legământul cu Dumnezeu. E o vreme de trezire spirituală, stimați credincioși ai Bisericii Emanuel. Adevărul e că nu ne mai putem întâlni fizic. Mă gândesc cu preocupare și în același timp și cu frustrare că duminica viitoare ar fi trebuit să avem împreună cina Domnului aici. Și uite că nu o să ne putem întâlni. Ce o să facem, cum o să facem, vă vom comunica prin mijloacele noastre de comunicare. Dar un lucru este limpede. În vremea aceasta suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu și suntem chemați să ne punem în îndoială viața, nouă, familiilor noastre. Apoi al treilea lucru. Suntem chemați să ne rugăm și să postim pentru oprirea pandemiei și pentru sănătatea omenirii. Aceasta este datoria noastră. În Cartea Domnului, în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 la 14 este scris: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite, auziți, ciuma în poporul meu, adică epidemie. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri,
îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Noi, credincioșii, știm bine să facem un lucru. Știm să ne rugăm lui Dumnezeu. Și este chemarea pe care ne-o face Duhul în această vreme. Să fim oameni ai mijlocirii, oameni ai rugăciunii. Cred că prin rugăciune Dumnezeu a rânduit să fie săvârșite lucrări care de altfel nu s-ar face. În cuvântul Domnului este scris, n-aveți pentru că nu cereți. Și în altă parte este scris că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și în altă parte, cereți și vi se va da. Și în altă parte, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Vă chem, stimați credincioși, în aceste zile să ne rugăm Domnului. Nu știu cât de mult ați luat în serios chemarea la rugăciune de până acum. Sunt foarte încurajat să știu că sute de credincioși din Biserica Emanuel în fiecare zi, dimineața la ora 9 și seara la ora 7, au fost în rugăciune, acolo unde s-au găsit, s-au oprit în activitățile lor și s-au rugat lui Dumnezeu. Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne protejeze pe noi și familiile noastre. Ne vom ruga să protejeze poporul român, să protejeze lumea întreagă. Să pună hotar acestei pandemii, să îndepărteze acest virus ucigaș. Vom cere protecția lui Dumnezeu pentru cadrele medicale, pentru medici. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru autorități, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru mângâierea celor care au pierdut pe cei dragi. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru pâinea lumii, pentru sănătatea economiei lumii, care pare se va face mai mult rău decât boala în sine. Adevărul e că nenorocirea aceasta are potențialul să scoată din oameni cei mai rău. Dumnezeu, pe de o parte, vrea să ne întoarcă la căile sale bune și să ne îndreptăm, dar adevărul este că această pandemie poate să scoată din oameni și cei mai rău. În timpul epidemiei de ciumă, din anul 1350, spre exemplu, dacă pe un copil mic, astea sunt consemnate în istorie, erau observate câteva pete care anunțau boală, efectiv copilul acela era abandonat. Oamenii fugeau. Au fost bătrâni abandonați, soți și-au abandonat soțiile, soții s-au ascuns prin peșteri. Doar comunitățile izolate au supraviețuit. Ce să mai vorbim de atrocitățile făcute, de infecții planificate, premeditate. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ocrotească de ceea ce poate fi rău în semenii noștri. Dumnezeu să aibă milă de omenire și să dea sănătate, să protejeze omenirea, să ne protejeze de tulburări sociale, de războaie, de foamete. Multe lucruri pot veni. Vă aduc aminte de comunicatul pe care l-a făcut cultul creștin pentecostal, cerând oamenilor, credincioșilor, ca în fiecare zi de joi să ne unim în post negru, cerând lui Dumnezeu îndurare, vindecare. Și de o inițiativă pornită în zilele acestea, de mijlocire pentru lume, o rugăciune de mijlocire de 24 de ore la nivel global. Pentru noi în România ar fi să ne rugăm între ora 12 și 13. Dumnezeu să asculte rugăciunile oamenilor. Ce este de făcut? Pe lângă această chemare la rugăciune și post, vă chem, stimați credincioși, să nu se subestimăm pericolul și nici riscul de a fi infectați noi înșine. Nu trebuie să ne temem, dar nici să neglijăm, să subestimăm pericolul. În Italia s-a făcut greșeala ca acest risc să fie subestimat, pericol să fie subestimat. În Anglia la fel, probabil și alte țări au făcut aceeași greșeală. Va trebui să avem grijă de noi, grijă de cei vulnerabili. Nu m-am gândit că o să vină ziua când o să vorbesc în Biserica Emanuel fața unei camere de luat vederi și cu scaune goale, sperând că mesajul meu va ajunge la urechile fraților de credință pe care îi iubesc tot sufletul meu. Vă îndemn să aveți grijă de voi. Cei bătrâni, stați în casă. Dumneavoastră sunteți primii vulnerabili. N-am dorit sub nicio formă să vă pierdem.
Aveți grijă și cei tineri, respectați recomandările făcute de autorități. Luați aminte la toate acestea. Nu trebuie să încurcăm spiritualitatea cu prostia. Scuzați-mi această adresare direct. Sau cu bigotismul. Nu trebuie să bravăm. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic. Cuvântul Domnului care spune, dacă cei credincioși vor bea ceva de moarte, nu se vor îmbolnăvi, nu se aplică celor care vor să braveze. Dacă se întâmplă accidental, că mergând pe stradă, s-ar putea undeva virusul acela să se lipească de noi. Dumnezeu ne poate proteja. Dar dacă neglijăm măsuri pe care de altfel ar trebui să le ținem, s-ar putea să riscăm prea mult. Aș vrea să vă citesc ceva ce spunea Martin Luther. Auziți, era epidemie de ciumă. Mai întâi, zicea el într-o scrisoare a sa, voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător și să ne protejeze. Apoi mă voi purifica prin afumare, așa se făcea sterilizarea atunci. Voi împărți medicamente și le voi lua și eu. Voi evita persoanele și locurile în care prezența mea nu este necesară, ca să nu fiu infectat și să nu cresc riscul de a infecta pe alții, pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat a neglijenței mele. Dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi. Însă eu trebuie să fac ceea ce este așteptat de așteptat din partea mea, având grijă să nu fiu responsabil nici de propria mea moarte și nici de altora. Dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu-l voi evita nici pe el, nici casa lui, ci voi merge acolo. Credința care îl onorează pe Domnul nu este nesăbuită și nu îl ispitește pe Dumnezeu. Așa a înțeles Martin Luther să se comporte în contextul epidemiei de ciumă, care în vremea lui a făcut ravagii. Ce e de făcut? Pe lângă această grijă pe care trebuie să o avem față de noi înșine, și aici v-aș îndemna să vă informați fiecare cu privire la felul în care se manifestă această epidemie, al cincilea lucru pe care cred că trebuie să-l avem în atenție și care este foarte important și el, este să respectăm regimul de izolare și carantina. Ce e de făcut? Carantina. Poate că unii dintre confrații de credință ori spune, frate, Nelu, n-ai credință. Bam! Aș vrea să vă spun, stimați credincioși, că ideea de carantină în caz de epidemie este ideea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Nu este ideea guvernului, ci mai întâi este ideea lui Dumnezeu. Nu e o măsură de pedeapsă, ci de protecție pentru cei care sunt sănătoși. Aș vrea să ne uităm aici la două texte din Biblie. În Leviticul 13, de la versetul 4 la versetul 5, contextul ne vorbește într-un context mai larg despre epidemia de lepră. Era o boală contagioasă. Iată ce este scris. Dacă pe pielea trupului tău va fi o pată albă care nu se arată mai adâncă decât pielea și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închidă 7 zile pe cel curan. Preotul. Carantină. 7 zile să fie închis. Auziți. A 7-a zi, preotul să îl cerceteze iarăși. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă 7 zile. 14 zile. Stimați credincioși, asta a spus Dumnezeu. Nu era vorba aici de vină, nu era vorba de păcat, nu era vorba de pedeapsă, aici era vorba de carantină, de protecție, de protecția celor sănătoși, protejarea celor sănătoși. În Leviticul 13, versetul 45 la 46, după ce se constata că omul e bolnav, după ce în urma carantinei se trăgea concluzia că e incurabil și contagios. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol.
să se acopere barba și să strige, necurat, necurat. Câte vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Să locuiască singur, deci din nou carantină, și locuința lui să fie afară din tabăr. Asta a spus Dumnezeu. Nu e vorba de stigmat social aici, ci este vorba de protecție, este vorba de apărarea celor sănătoși. Aduceți-vă aminte că în timpul umblării sale pe pământ, într-o zi, Domnul Iisus a fost întrebat de la distanță de un grup de leproși, 10 la număr, care s-au apropiat de El și care de la distanță au strigat, ai milă de noi, de la distanță. Nu o să murim, stimați credincioși, dacă o să stăm în zilele acestea un pic la distanță. Și vom spune, Doamne, ai milă de noi. Respectați, vă rog, aceste lucruri. Nu trebuie să ispitiți, tinzând mâna către cineva, dacă ne s-a recomandat să evităm contactul fizic, așa se face. Iar dacă sunteți răciți sau aveți alte probleme de sănătate, cu totul diferite de această epidemie, dar care presupune tuse, stați acasă. Să nu vă audă cineva tușind pe stradă, s-ar putea să sune pe nu știu cine. Trebuie să fim înțelepți în această vreme și să ne protejăm pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Aș vrea să mai precizez aici ceva. Poate că cineva va spune, da, dar vedeți, cei bolnavi au fost închiși și cei sănătoși lăsați liberi. Așa e, numai că specificul acestei boli e reprezentat de faptul că cel bolnav nu știe că este bolnav sau dacă știe, a fugit. Și acum trebuie să închidem pe cei sănătoși. Și asta înseamnă carantină generalizată. Vă îndemn, stimați credincioși, să susținem aceste măsuri sugerate de autorități și care sunt gândite pentru binele nostru. Nu trebuie să ne temem, spun acest lucru, trebuie să avem curaj, să acționăm cu luciditate, cu echilibru, cu realism, cu încredere în Dumnezeu, dar să acționăm. Și bunul Dumnezeu să ne ajute. V-aș mai sugera în încheiere încă două lucruri. Vă îndemn în aceste zile, mai mult ca altădată, în aceste zile să fim uniți, să solidarizăm unii cu alții, să avem grijă unii de alții. În zilele noastre bune, obișnuite și Domnul le va duce în curând peste noi, ne întâlnim, interacționăm ușor unii cu ceilalți, vorbim unul cu celălalt. În zilele acestea este mai greu. Vă îndemn să comunicați și să ne aduceți la cunoștință orice problemă prin care dumneavoastră treceți. Ne aveți numerele de telefon. Avem în spate o comunitate de peste 500 de oameni, spre 600 de oameni. Trebuie să fim unul lângă altul, umăr lângă umăr acum. Niciunul nu trebuie să ducă lipsă de ceva. Sunt vârstnici care poate n-au medicamente sau nu-i cine să le facă micile cumpărături. Vă rog foarte frumos să ne comunicați acest lucru. Și prin oameni cu inimă, suntem frați, frații de credință. Suntem chemați să ajutăm pe toți oamenii. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. Citez ce spune Apostolul Pavel. Să fim sensibili față de nevoile tuturor. În această vreme trebuie să fim atenți la toate aceste lucruri. De aceea vă rog să solidarizăm și să avem bucuria și sentimentul liniștitor de altfel că aparținem unei comunități care îi pasă și care ajută. Bunul Dumnezeu să fie cu noi și să ne dea sprijin. Și încă ceva. Să avem speranță. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. În final, cel care este stăpân peste toate este Tatăl nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Și El a promis că nu ne va lăsa. Iată ce este scris, Deuteronomul 31:6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați, căci Domnul Dumnezeu tău merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine,
Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și apoi de la Domnul nostru Iisus un cuvânt. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Dumnezeu să ne ajute. V-aș chema în încheierea acestei slujbe, vedeți, știm să încheiem adunarea și mai repede, e ora 12, în încheierea acestei slujbe, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. În această rugăciune să ne rugăm Domnului pentru țară, să ne rugăm Domnului pentru factorii de răspundere, pentru autoritățile care sunt chemate în această vreme să gestioneze aceste momente de criză. Să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru acești oameni, pentru președintele țării, pentru primul ministru, pentru guvern. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru celulele de criză, pentru sistemul medical. Să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru toate formele de autoritate. Să cerem lui Dumnezeu să dea înțelepciune guvernelor lumii în gestionarea acestei crize, să îndepărteze Dumnezeu eventuale derapaje, devieri, să ne ferească de frământări sociale, de conflicte între națiuni, să ne păzească Dumnezeu și să binevoiască, să aducă acea luciditate, inteligență, înțelepciune, binecuvântare în eprubeta unui cercetător, să lase Dumnezeu antidot. Să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru aceasta. Vă chem să ne unim în rugăciune.